Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit la o nouă lecție de istorie. Ediția de astăzi o vom dedica unui mare patriot, disidentului politic, unuia dintre fruntașii mișcării de eliberare națională din Basarabia, Gheorghe Gimpu, iar invitatul lecției de astăzi este nimeni altul decât fratele regretatului Gheorghe Gimpu, Mihai Gimpu, fost președinte interimar al Republicii Moldova. Domnule președinte, bine ați venit la lecție de istorie. Bine, v-am găsit, mulțumesc pentru invitație. Gheorghe Gimpu s-a născut pe 26 iulie 1937 în comuna Colonița, județul Lăpușna, în familia lui Toader Gimpu și a Irinei Ursu. A fost cel mai mare dintre copii, urmat de frații Simion, Visarion, sora Valentina și mezinul Mihai. În anii 70, a fost condamnat la ani grei de gulag pentru convingerile sale naționale românești și activitatea în cadrul Frontului Național Patriotic din Basarabia și Nordul Bucovinei. La sfârșitul anilor 80, se implică plenar în mișcarea de eliberare națională din Basarabia, iar în anul 1989 este ales membru în Comitetul Executiv al Frontului Popular din Moldova. În anul 1990, devine deputat în primul parlament de la Chișinău, ales în mod democratic, iar în ziua de 27 aprilie 1990, Gheorghe Gimpu înlocuiește drapelul sovietic de pe clădirea parlamentului cu tricolorul românesc. Domnule președinte, vreau să începem această discuție cu un gând pe care, un crez pe care îl avea regretatul Gheorghe Gimpu. Ne vom salva revenind la românism și doar reîntregind neamul românesc. Cine i-a altoit această dragoste lui Gheorghe Gimpu față de tot ceea ce este românesc? Tata. În anii ce nu exista 10 clase sau 12, cum ați zis, erau 7 clase, era care școala terminată. Deci tata a făcut 7 clase la români și după unirea din 18, fiind cunoscut e, politica rusă de a ține în întuneric populația Republicii Moldova și copiii erau i-au propus ca să e, fie învățători de primul clasă. Și în 1936 e, deja s-a fost construit o școală în Coloniță. Tata a fost învățător și lui e, Gheorghe Gimpu Badegic, și al lui băița Simeon, al Apoi, după asta, ei au mers la e, școala pedagogică din Călăraș. Noi ceilalți, al treilea frate, sora și eu, la școala numărul 1, Liceu de, de astăzi, unul după altul, cum ne ridicam, cum eram uh, 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 trimiși la carte mai departe. Și fiecare de noi a absolvit o facultate. În livretul Militar al tata, ăsta Sovietic e scris acolo deasupra Serviciul în Armata Sovietică. Titlu. Și mai jos e scris Cavaleristul la Armatei Românie. Serios? Da. Chiar rușii au scris, al păstrez, am, am livre. Ia, ia, asta e foarte... De așa, al păstrez și acum e scris în limba rusă, așa cum scria în perioada aceea, că vreți să armate românii. Când au venit rușii în 40, tata refuza să predea în Chirelisă. a zis că eu n-am nimic cu să și l-au te-a luat pământul, că au avut uh, mulți, uh, înainte spunea, de multe de de pământ și astfel uh, i-a distrus uh, viața lui tată, că într-o carte scrisă despre spre colonița, apariția satului colonița, m-a întrebat uh, uh, jurnalista care a scris și cum, ce a însemnat pentru familia dumneavoastră comunismul. Și eu zic, două cuvinte pot să vă spun. Tata de la învățător, pazi la colcos la pensie. Adică aici a fost tot comunism pentru noi. Bă, de și uh, băiții eu ca să, ca știi la cine mă adresez, la unul zis bă, și la altul bă, să știi clar la cine eu mă adresez. Erau născuți în perioada României și ei sunt în documente... Gheorghe Teodoroș și Simeon Teodoroș. Dar eu de-am fratele a treilea și sora, suntem Fiodorici. Iată, aici se vede cum a mers rusul cu, cu barda peste satul, peste familiile noastre. Câte lucruri cunosc pe reții case din coloniza, nici nu vă închipuiți. Acolo venea și Badegec, și Simeon, cu oameni de creație, oameni de știință, oameni români adevărați, care și în perioada aceea discutau despre problema, limba noastră, ocupație, identitatea noastră, tot absolut. Adică a fost, uh, uh, ca să spun, punct aici, sigur că fundamentul eu consider că l-a și apoi studiile la Tiraspol. Cred că n-a plecat, știți că noi fiecare când venim din sat în oraș, ne întâlnim deodată cu limba rusă. În sat doar a fost limba maternă, acolo ruși nu au prea ajuns, au rusificat centra aionale, capitala, dacă nu Și Când te duci deodată, te lovești cu, 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 cu barta în cap și stai deodată și te întrebi, dar de ce e așa? De ce la noi acasă? Zic, nu, nu, pot vorbi și aici, cred că toate l-au influențat și l-a adus la ceea că a pornit lupta uh, clandestină împotriva regimului sovietic de ocupație. Când, pentru prima oară, Gheorghe Ghimpu a avut de sferit? Prima dată a avut sferit când, uh, în 66, uh, lucra în uh, Comitetul Ista Consumului Comitetul Central, al Consomorului. Rușinski era președintele, prim secretar, cum se atunci. Și trebuia să prezinte la Moscova o dar de seamă despre situația în învățământ public, începând cu grădinițele și școli. Și fratele a pregătit un răspuns care era, care confirma rusificarea noastră. Adică câte școli au fost închise predarea limba maternă, câte avem, câte închise, câte smixte moldoruse, el de fapt tot erau moldorusi. Șoținski când a văzut uh, acest document, sigur că a să și... Adică era un prim raport real? Un prim raport real despre rusificarea noastră în mm. anii uh, 60 deja. Și atunci a fost concediat pe Ordinul Lucinski pentru naționalism. 66. Trei ani n-a lucrat nicăieri. Nu s-a putut angaja? Nu primeau nicăieri, absolut. Nu s-a putut angaja nicăieri. Apoi nu știu cum a mai ajuns, a avut niște ore pe la comitetul ăsta de studii profesionale. După asta, fiind la Universitatea Tehnică sau Politehnică de atunci, cum îmi spunea, a plecat la Moscova să susțină teza. Deja e teza pregătită în biofizică și îl invită și îl anunță că este concediat sau cum e exmatriculat mai corect de la și de îi spune, la doctorantură. De la doctorantură. Și îi spune, zici, problema noi noi, de ce vă lămăriți la Chișinău? Am venit la Chișinău, aia ăștia spune, noi nu aveam treabă, și vă să l duceți la lămăriți. Și tot așa l-au portat, l-au portat. El a înțeles care e problema, de deci, era, exista frontul național patriotic uh, uh, și în uh, 70 71 sau 72 72 mă eu eram în armata sovietică am venit la colonistă ca să la Crăciun, pe stil vechi și când colo îmi bat la ușă a venit de la KGB, i-a pierdut urma. Și a venit și l-au luat. Și l-au închis atunci în ianuarie și pe urmă a avut loc procesul în mod uh, secret. Noi, fratele meu s-a străduit și a găsit un avocat bun sau doi încă în camp, parcă din uh, Leningrad, de atunci San Petersburg, care au văzut că acolo e politică și nu e niciun fel de vină să, să pentru limba ta, pentru istoria ta, pentru neamul tău, aici nu e dar știți că există articolul și în codul penal Soviet și e ca astfel ei l-au uh, la un timp șase ani și n-am mai terminat. lucrarea de doctor în biochimie a fost terminată, a făcut-o, dar nu a reușit să o susțină. Frontul Național Patriotic din Basarabia și Nordul Bucovinei. Așa se numea organizația antisovietică fondată de către Alexandru Usatiuc, Gheorghe Ghimpu și Valeriu Graur. În Nordul Bucovinei, mișcarea era coordonată de Alexandru Șoltoianu. Frontul Național Patriotic avea drept scopuri ieșirea basarabiei din componența Uniunii Sovietice, formarea Republicii Populare Moldovenești, unificând și celelalte teritorii românești aflate sub ocupație sovietică și reunirea ulterioară cu România. Alt obiectiv viza organizarea unor alegeri libere pentru organele de conducere ale statului, iar limba română pe baza alfabetului latin să devină limbă oficială. În prima vara anului 1968, statele pactului de la Varșovia invadează cehoslovacia. România socialistă, membră și ea a acestui pact, a refuzat categoric să ia parte la acea acțiune sângeroasă, iar dictatorul Nicolae Ceaușescu a condamnat-o vehement. Această atitudine a României față de invazia sovietică în Cehoslovacia îi face pe liderii Frontului Național Patriotic de la Chișinău să creadă că Ceaușescu nu mai este controlat de Moscova și ar fi un moment oportun pentru realizarea unirii. Prin urmare, frontul Basarabian decide să ceară sprijinul României în lupta împotriva puterii sovietice. Astfel, pe 29 martie 1969, Alexandru Usatiuc Bulgar îi trimite o scrisoare lui Nicolae Ceaușescu, în care îi vorbea despre scopurile frontului din Basarabia. Îngrijorat că scrisoarea nu ar fi ajuns, pe 12 iunie 1970, Alexandru Usatiuc pleacă la București, pentru a cere o întrevedere cu Nicolae Ceaușescu, dar fără succes. Reușește însă o discuție cu niște consilieri de ai dictatorului socialist. Audiența durează 3 ore și 40 de minute, musătiu bulgar explicând în detaliu activitatea Frontului Național Patriotic, iar la plecare lasă și niște documente ale mișcării. Însă, pe 30 iunie 1970, printr-o scrisoare strict secretă, șeful securității de la București, Ion Stănescu, îl informează pe șeful KGB-ului de la Moscova, Iuri Andropov, despre vizita cetățeanului sovietic, Alexandru Satiuc. Împreună cu scrisoarea, Stănescu îi trimite lui Andropov și plicul cu documentele lăsate de Usatiuc bulgar. În anul următor, pe 13 decembrie 1971, Alexandru Usatiuc bulgar este arestat la Kislovodsk, iar la scurt timp sunt arestați Gheorghe Gimpu, Valeriu Graur și Alexandru Șoltoianu. Aceștia au fost condamnați la câte șase ani de închisoare cu regim sever și trimiși în Siberia. Unde se întâlneau ei și puneau la punct toate detaliile, activitatea frontului? Din cât cunosc eu, ei într unir nu făceau, fiindcă ei nu, aveau așa o înțelegere că nu trebuie să cunoască unul pe altul. Majoritatea cazului, om de legătură era bădegic. Atunci, în anii aceștia, deja uh, uh, noi mai încoace cunoaștem că a apărut generația de aur. Cei născuți în perioada României, care au făcut studii, cunoscând adevărul și tot, au înțeles că tot ce aici se predă să vorbește, este o minciună, am fost ocupați. Și deci, și astfel ei lucrau, aveau și foi volante care le repartizau. Așa a fost că Alexandru Satiuc s-a dus la București, să a crezut că Bucureștiul îi va ajuta ca să întoarcă Basarabia. Și atâta și le-a trebuit că găul a avut dovada, au venit, făcut percheziții, au găsit mașina de în grădină la Usatiuc, era îngropat în pământ și foi volante, statutul, tot absolut. Și adică s-a pornit procesul împotriva lor care a ajuns ca fratele să aibă șase ani de sentință, patru ani în, în, Mordovia, fiindcă eu am fost, numai primul an a fost chiar în armat, cum am spus, dar restul fiecare an am fost eu, chiar o, pare că aproape în fiecare mai de două ori, că era două întâlniri, una de trei ori și una de trei zile, să-l hrănim, fiindcă era foarte proastă hrana acolo. Ce scriau în acele foi volante, pe cele pleante pe care le repartizau cei de la Frontul Național Patriot? Scriau că noi am fost ocupați, că țara noastră e România, că limba pe care o vorbim se numește română și că noi suntem români, și trebuie să scăpăm de jugul bolșevic sovietic de ocupație. Haideți să ne referim un pic la procesul de judecată. Ce li s-a incriminat? Cât a durat procesul? Dacă ați reușit să vedeți și dosarul? Da, am văzut dosarul, câteva volume. Îmi pare că eu, când am desextat arhivele ținute de foștii președință, sub lacăt, primul dosar pe care l-am prezentat a fost dosarul Gheorghe Gimpu. și este această poză cu câteva mape, așa care le țin eu. Dosarul e pe articol că antisovietism. Ei condamnau oamenii nu ca învinuiți că își promovează dreptul de a vorbi limba maternă, de a-și recunoaște identitatea, de a vorbi, a spune că e român și noi e moldovean. Ei eu Ești împotriva unui Sovietică. Patru ani ai spășit în pădure din Mordovia și doi ani în Ural. La lemn, acolo, la lucru. Da, cu deținuți politici la lemn. Pentru mine era foarte straniu, Eu, de fiecare dată când mă duceam, eu mă pe mine cu zâmbet. Niciodată n-am văzut o tristețe în ochii lui. Când era în lagăr, mi-a zis odată, adă -mi o sticlă de lapte, mi-e poftă de lapte de vacă. Eu am crezut că într-adevăr e poftă de lapte. Și am adus lapte și a luat e, o hârtie și a scris și a pus-o la bec și mi-a dat să Și acolo era scris că în ușa de la treceri din bucătărie în camera cei mare pe Livezlor este scrisoarea adresată Europei Libere. Că dacă vorbeam, acolo tot s-a asculta. O scrisoare adresată Europei Libere, Libere, semnată de Frontul de, Național Patriotic. Da, 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 da. Și eu am venit acasă, am, iar am găsit-o, era în partea asta unde se închide ușa, nu ușor. Așa am scos scrisoarea. Ce era în această scrisoare? De situația, ocupația, basarabic, Trerușul, Sficarea, tot tot, 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 tot ce este, ce se întâmpla în acea perioadă. Odată m-a rugat să-i duc semințe să de pătrâncel și de mărare, fiindcă e ducea lipsă de vitamine și a semănat acolo primă vară când am venit soarele și acolo și ăștia de la închisoare au văzut când el a semănat și a văzut că a crescut până gel și şi... măraș au luat cu cizmele și l-au uh, distrus și astfel el a fost nevoit să mănânci troscot. A mâncat buruieni, pentru că și când s-a întors, într-adevăr, gura era plină de beșici, de lipsă de, coape, de, din lipsă de vi vitamine. A dus uh, o viață foarte grea, uh, dar niciodată nu vă n-am văzut tristeți pe fața lui. Odată, odată mi-a zis, -mi o rublă de 25. Eu zic, stai să faci mă dacă acum, adă o rublă de 25. Și când am adus-o, e că în cer ce nu știu cine. Așa am vârtit-o, așa a făcut-o a pus-o aici, în, și când deschis gură, că-i și, și nu i-au găsit-o. A luat, pe urmă l-am întrebat, de ce trebuie? A trebuit? că uh, cumpăram să gășui și să schimb pe, pe mâncare cu cei care fumează. Că aveau acolo și un uh, mic magazin, cum ar fi ei. Altă dată uh, m-am dus, era la carcer. Uh, carcerul era foarte sever și... Uh, zic, cum mă tareziști? Și el a dischiat nasturi, a luat în un ziar, a luat și s-a înfășurat, că acolo ascultau, dar nu filmau. Și mi-a arătat că, deci, soliștii ziare, care sunt mai multe pagini, 4-6, cum era izvestia, pravda care erau, le lua pe toate cel din interior, le învălăcea în jurul lui, îmbrăca cămașa și astfel se încălză. Și întorce înapoi numai primele două pagini, că ăștia nu mai controlau cât toate paginile sau Adică au fost... Și asta pentru mine a fost o mare durere, ca a scăpat de cel golag și a venit și la au ucis acasă. Reușea să trimită scrisori de acolo, reușea părinților să le trimită câte un răvaș? avea dreptul la scrisori și scrisul era clar că în grafie latină. Mama nu scria în mai mama nu știa. Și cu, deci comunicarea exista în limba română, adevărat limba română, pe baza scrisului latin. Fragment din scrisoarea lui Gheorghe Ghimpu către mama. Dragă, scumpă și buna mea mamă, mai sunt câteva zile până la cea mai frumoasă zi a Matale, ziua de naștere. Mie, mi-e greu să aleg acele cuvinte, acele fraze bine meritate pentru a-ți exprima acea mare stimă, acea nespusă recunoștință și dragoste de fiu cu ocazia acestei zile. Meritul Matalei în viața mea, în viața celorlalți copii ai Matalei, în viața fiilor noștri, în viața nepoților și apoi și a strănepoților Matale, în viața rudelor noastre, este atât de mare că eu plec fruntea în fața Matalei îți cerut mâna și îți urez să trăiești. Să trăiești la mulți ani, pentru sufletul bun, pentru inima mare, pentru marea voință, pentru firea tare, pentru hărnicia mâinilor matale, să trăiești la mulți ani. Fragment din scrisoarea lui Gheorghe Gimpu către feciorul Cornel Scumpul și micul meu fecioraș Corneluș, bună ziua! Cu trei zile în urmă, bunica Irina a plecat de la mine. Ea a fost să mă vadă împreună cu Marusia lui Nanu Zaharia. Eu tare te-am așteptat și pe tine să vii să te văd, să mai vorbim și să ne mai încercăm puterile la trântă. Bunicuța Irina mi-a spus că de acum ești voinic, că îi trântești pe mulți cât ai clipi din ochi. Îmi pare bine că ești sănătos și ascultător. Așa să fii și mai departe, dragul meu băiat. Tăticul este și el sănătos, lucrează și este tare dor de voi toți, dar mai ales de tine. Dar cum stai cu socotelile? Știi să aduni și să scazi? Te poți duce singur la magazin să faci cumpărături? Tu ești deja băiat mare și trebuie să știi să faci acest lucru. Gulagul nu a reușit să-i frângă coloana, nu, 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 nu. Nici cum, asta era imposibil. Ei chiar au încercat, mai am în afară de Gheorghe și Simeon în confrate Visarion, care a murit la 52 de ani, pentru când l la un închis pe fratele, el a fost concediat, n-a lucrat 3 ani de zile. El impuneau să duc să-l convingă pe Badegic să renunță la ideile sale și adică le liberează. Și el n-a vrut, n-a l-au impus și s-a dus și, Bă, deci, dacă ai venit cu tema asta la mine, discuția a Și din cauza ei s-a avut un infarct, a doua, a treile, și la 52 de ani a plecat, tot din cauza comuniștilor. Iată, a spus că da, pe data de 13, da? Dar de ce pe 13 credeți că a avut loc sentința lui? Pentru că la 13 iunie prima dată un intrat și la și avut primul loc de portări, Unde trei din sat din colonisa, inclusiv și unchiul, uh, unghia mea, soțul, mătușii, și sororilor tata, uh, și încă doi, li s-a luat ca în armata sovietică și n-au vrut să dea și au dus în Sibere și un împușcat. Da? Pe 13 iunie a fost primul val de deportări. Și, val, da, și eu am scris mai apoi, fiind în Parlament, chiar din partea Comisiei Juridice, ca președinte a Comisiei Juridice a Parlamentului, rog să-l reabilitați, și eu scris că nu poate fi reabilitat când a dat procuratura de amărusii democrați, cum să... Că nu poate fi reabilitat când a dat că în Matei Roșii. Vă dați seama? Pentru un căpăstrul omul. Adică era un regim foarte... Eu nu se leg unii de... Și știu ei, și cunosc ei de vor înapoi cu Rusia și unea sovietică. Gheorghe Gimpu, după șase ani de lagăr, a fost eliberat în 1978, a revenit acasă. Uh, cum s-a încadrat iarăși în viața cotidiană aici? A fost cumva persecutat în continuare? A fost stigmatizat? Sau nu a fost nicio problemă și a găsit de lucru? Nu, nu, nu. Sentința era prevăzută, nu are dreptul pe termen pedagogic. Nu poate uh, spre de să aibă ori. Și atunci s-a angajat și a lucrat în... Uh, a lucrat și la Petricani exista o bază de asta de metal, în direcția asta de provizionare. Adică el a lucrat cu totul pe alt domeniu, nu pe profesia care a, a avut-o. Cum să vă spun... Nu i-a fost ușor, pentru că a pierdut familia, băiatul a crescut în lipsa lui, dar, cum a fost tare ca fierul și așa rămas. Când a ajuns aici, mai rămăsesc câteva ore și ăștia de aici au zis de la Bernardații că puteți pleca. Și fratele a zis că șase ani mi s-a dat, șase ani să stau. Și n-a ieșit măcar cu o minută înainte, o secundă. Fix s-a uitat la când s-au oprit șase ani, conform setinței, atunci a ieșit din pereții penitenciarul ăsta de pe Tighina. Gheorghe Gimpu s-a implicat plenar în acea mișcare de eliberare națională de la sfârșitul anilor 80 și aici vreau să reamintesc telespectatorilor că pe 20 mai 1989 în Republica Sovietică Socialistă Moldovenească este creat Frontul Popular, iar Gheorghe Gimpu a fost uh, ales secretar responsabil al sfatului și membru al Comitetului Executiv al Frontului Popular din Moldova. Nu avem dreptul să nu trecem în reviste rolul Frontului Popular. Altor formațiuni de dreapta ce au contribuit în ultimii ani la trezirea conștiinței naționale românești în Basarabia și la strălucirea tot mai puternică a flăcării românismului în teritoriul românești în străinate. Expresia acestui efort au fost mitingurile, demonstrațiile și marile adunări naționale la care au participat în 1989-90, apoi în 93, zeci 10 și sute de mii de români, conștienți de originea lor etnică, romanică, de unitatea neamului românesc, de continuitatea lui pe teritoriile Daciei Antice. Conștienți de faptul că limba lor maternă le este limba română. Conștienți de chemarea și vrerea la Dumnezeu, de a fi liberi, și uniți. Conștienți de faptul că moldovenii n-au fost, nu sunt și nu pot fi decât români. Conștienți de faptul că românismul este farul călăuzitor. Și acest far ar mai strălucitor după acel act istoric din 27 martie 1918. Act istoric trebuie să se repete și sunt convins se va repeta. Deci Front Popular a apărut uh, uh, prin transformarea juridică a Mișcării Democratice în Sinei Prestrui și în Front Popular. Dar Mișcarea Democratică a fost formată la 3 iunie, în paricul 1988, la Unescritorilor unde a fost ales conducerea mișcării și după adunarea asta întreba, ce? Că zic, ce? Mă, a întrebat Badecic, zic, Badecic, dar deci mă, dar nu te-a propus doar, aici sunt oameni care știu că au stat în Golag și el zice că bine că nu m-au propus. Un front popular am intrat înaintea lui, că el spunea că eu trebuie să mă stau deoparte pentru că dacă am să vin eu, au să spună că în fruntea mișcării o pușcăriași. Și n-a greșit. Am uitat într-o zi șalarul și bă, hai să-l convingem pe Badeci că să vii și ne-am dus în stat de vorbă la Cărunța, că ne-am dus în minte, acasă, să minte în porum după casă, când te să fi pe lângă colțul casei pus uh, microfoanele de -al lor. Și atunci, băieți, că zis, da, eu am să vin, a să înceapă că mișcarea e condus de pușcăreașă. Ei, nu știu cum, pe discuția cu șalarul, l-a convins, cu toate că eu șasa nu înțeleg de ce șalarul a lucrul ăsta, că nu prea era activ în front, avem Cenaclu, dar mă rog. Și nu m-a venit Badegic în Front Popular și a apărut la Tamanin cu articolul avers-revers despre Gheorghe că Front Popular. Fix cum a prevăzut Badegic și a răvăzut. Vuxoanele la rând a mers pe judecată să demonstreze că este un fals și o, o mențiune a, articolului său la El era pregătit, dar îl trebuie Gheorghim să vină. Am făcut multe lucruri împreună, ajungând deja în primul parlament. Fratele a făcut o mișcare tactică, pentru că erau mulți și agrarieni și din că fiindcă deputații au ajuns în parlament pe circunscripții. Dar nu vreau eu. ne, dar nu vreau să fac parte din fracțiunea Frontului Popular. Și atunci fratele a format grupul democrat primul partid democrat format în Republica Moldova nu e al lui Diacov, dar e al lui Gheorghe Gimpu, care a fuzionat în 94 sau nu mai amintesc eu cât, 95 cu uh, Congresul Întelteței și a apărut Partidul Forțelor Democrației. Clip astral, putem spune, Gheorghe Gimpu și-a trăit-o pe 27 aprilie 1990, atunci când primul parlament de la Chișinău, ales în mod democratic, a adoptat tricolorul ca drapel de stat. Gheorghe Gimp a fost primul care a arborat tricolorul pe clădirea Parlamentului de atunci, președinția de astăzi, înlocuindu-l cu drapelul sovietic. Eu mă amintesc într-un interviu regretat a Nadejda Brânzan. Dumnezeu să ierte, spunea că Gheorghe Gimpu câteva zile a umblat cu tricolorul înfășurat la brâu, sub cămașă și aștepta acea zi. E e, nu câteva zile, ani, luni, luni și ani, că îl purtaș când avea mitinguri pe la teatru de vară, pe tot, când demonstrație, el îmbra cu ce și sub cămașa. Asta e, nu e câteva zile. Eu îmi foarte bine acest moment. După ce noi am votat, ce am votat în ședință, coborâm pe scări. Când am votat drapelul, tricolor drapel de stat. Și coborâm pe scări, nu acela aud pe fratele, zicând, domn președinte, lui Sinegru se adresează, îmi dați voi să arborez o drapelul. Și Sinegru zice, da, nicio problemă. <laughs> că meteorul, când ne-am dat, era de, era de cu sus. Da seama că te bucurie în sufletul lui, pentru că Cred că asta a fost prima realizare pentru ce a luptat el, spune un O mică recompensă. O mică recompensă, cu adevărat. Apropo de tricolor, unchiul care a fost omorât pentru dus în Siberia și împușcat pentru că n-a dat căpăstru, soția, mătușa, sora lui tata, de duriere, când a aflat că l-au împușcat, s-a ridicat pe sel sovietic cum era atunci, soviet sătesc, și a dat jos drapelul sovietic și a ridicat tricolorul înapoi. Și au dat 10 ani și au în Siberia. Eu primul clas, patru clase le-am învățat în casa mătușii mele, sora lui tata. Serios? Da, 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 da. Adică, bă, bă deci lucrul ăsta îl cunoștea și, plus că a pentru asta. Cum a reacționat mulțimea în momentul în care Gheorghe Gimpu a arborat tricolorul pe. Toată -a lumea se și uita ca la soare, știți, când apare sau ceva pe lună, apare ceva acolo și toată lumea, se, toată lumea așa stătea de jos și aștepta că Gheorghe Gimpu a să arboreze deci pui tricolorul în locul potrivit. Cred că n-a mai stat o altă zi atât de că, ca ziua în care el a arborat tricolorul. La scurt timp, după ce a dat jos drapelul sovietic și a instalat tricolorul pe clădirea Parlamentului de atunci, Gheorghe Gimpu i-a împărtășit emoțiile trăite scriitorului Ion Proca. Ionele, nu-ți pot reda sentimentul pe care l-am simțit când m-am văzut cu tricolorul în mâini sus de tot, iar în stradă forfotea mulțimea de lume entuziasmată, gata să cuprindă acea clădire ca pe o mamă, ca pe o izbăvire de rău. Am amețit de bucurie și de emoții. Eu toată viața mea am avut teamă de înălțime, dar când mi s-a încredințat arborarea tricolorului, eu n-am ezitat să-mi fi spus să-l arborez pe o muchie de prăpastie, totuși aș fi riscat. Asemenea cazuri sunt irepetabile în destinul unui popor. Tare fericit era, foarte, foarte. Dar vedeți cum... Uh... În dimineața zilei de 27 octombrie 2000, Gheorghe Gimpu, împreună cu Ion Caftanat, colegul său din Asociația Victimelor Regimului Comunist de Ocupație și a veteranilor de război ai Armatei Române, au pornit spre comuna Târnova, Don Dușeni. Acolo urmau să se întâlnească cu un grup de veterani care au luptat în Armata Română pentru a le oferi medalii și uniforme militare pe care le-au primit din România în jurul orei 6 dimineața, însă mașina condusă de Gheorghe Gimpu este implicată într-un accident rutier. În rezultat, Ion Caftanat a murit pe loc, iar Gheorghe Gimpu a decedat la spital pe 13 noiembrie, la ora 13. Versiunea oficială a autorităților de atunci era că Gheorghe Gimpu, din cauze necunoscute, ar fi pierdut controlul volanului și s-ar fi izbit într-un copac. Admiteți că a fost un accident organizat? Da, da, eu am fost. Am verificat, am făcut ancheta mea. Înainte de a ajunge în copac, era frână. Și vorbile lui că țin minte doar niște lumini puternici, dacă ca șofer, atunci nu, nu poți să înțelegi decât faptul că cineva te-a luminat puternic o fază lungă în mod intenționat, în mod intenționat și nu pe partea cealaltă dar partea unde circulai mașina și asta s-a confirmat într-o zi m-am oprit odată cu niște colegi de lupte și ca să le răt, a avut loc accidentul și treceau un bărbat o staș și a ascultat ce vorbeam eu și el zice, eu spaznic aici în vale la lacul ăsta, o iaz acolo. Și zice, eu de cu sara am văzut că acolo, partea asta unde a fost circulat mașina, stătea o mașină albastră, un microbuz, stătea de cu sara. Și, deci, Coincide cu vorba fratelui că a fost a văzut o lumină puternică. Și văzând lumină puternică, ce face șoferul? Crede că greșește și s-a dus partea stângă. Și o e în dreapta. Și astfel l-au dus, fu, sau accident cu Ion și Doina Teodoru și credeți că tot e pregătit, gândit așa încât să, să fie puțin... Și în afară de asta încă un argument. Primii care au ieșit la... Au văzut accidentul au fost de tot marturii care au avut. Eu am toate imprimate, toate discuțiile astea. Au fost un, doi bărbați, unul civil și unul în uniformă de polițist. Dar după lege, cel care e în uniformă de poliție, chiar dacă nu e uniformă, dar e polițist, e obligat să sune la poliție și la spital. N-am verificat, n-a fost nici un sunet, nici la poliție, nici la spital. Și când l-au dus la spital, a stat cu toate cu unul din ei era mort, și mai zic că a stat o, o oră întreagă până s-a apropiat din de dânsul. Fiindcă când a frânat taman și iarăși vorba că discutau uh, ca să oprească să beau cafea. Era dimineața, mă știți că e ora când schimbă noaptea în zi și atunci e foarte greu la drum, trebuie să fii foarte atent. Și eu că o trebuie să beau o cafea. Și faptul că ei nu dormeau, cum au zis poliția, că e posibil că a dormit la volan, demonstrează moartea lui Caftanat. E un Caftanat el a murit cu centura în mână. Deci înseamnă că asta confirmă discuția că trebuie să oprească. Știți când vorbește de, de, o staționare, primul care scoate centura este pasagerul. S -s -s. Adică sunt multe lucruri și care le-am verificat și am dovadă și probă că asta a fost organizat. Pentru că în anul cel a, a participat la Tribunalul Putest din în Vinus, condonarea comunismului și din partea noastră și a Republicii României. În anul 2000. Da, a format Partidul Național Român și a apărut cartea Curtință național moldaveni. moldoveni. Adică trei lucruri care aici, sigur că... Deranjau. Deranjau foarte mult. Și atunci au hotărât să o lichidez. Una dintre primele, poate cele mai curajoase acțiunile Mișcării de Eliberare Națională a Frontului Popular din Basarabia a fost blocarea paradei militare din 7 noiembrie 1989. O paradă Dedicată Marii Revoluții Socialiste din uh, Octombrie. Când, cine, cum s-a decis blocarea acelei parade, sau totul s-a întâmplat ad hoc, totul a decurs spontan? Exista Front Popular care nimic nu scăpa în vedere și existau oameni uh, care se întruneau la Ștefan cel Mare. Noi știam lucrul ăsta și nu știam când noi putem ieși deschis la luptă cu comuniștii și cu KGB-ul, și când nu trebuie. În cazul dat, 7 noiembrie, parada e lucru prea serios ca să iasă front popular cu, cu slogane și cu lozinci și să oprească Să că gata, știam că frontul nu va mai exista. De deci, ce? Unele situații nu erau un cam ideea la Ștefan cel Mare și o învârteam așa încât îi pregăteam lumea pentru acțiunea pe care o gândeam și o programam noi. Adică tot a fost pregătit de front, numai când a fost anunțat că frontul organizează această acțiune. Iată ce scria la un moment dat revista Literatura și Arta, atunci. Un grup de cetățeni s-au adunat în dimineața zilei de 7 noiembrie 1989 lângă Spitalul de Boli Infecțioase de pe Bulevardul Lenin, de pe atunci actualul Ștefan cel Mare, unde se afla coloana tehnicii militare ce urma să ia parte la parada de pe Piața Victoriei, adică actuala Piață Mare a Dunării Naționale. Ace aceștia au hotărât să-și exprime poziția antimilitaristă prin blocarea tancurilor și altor blindate, așezându-se direct în stradă, în fața tehnicii, pentru a-i bara calea. Uh, Domnul președinte, uh, era periculos să blocheze o asemenea paradă, în condițiile în care ne amintim, la Tbilisi, la Vilnius, au avut loc evenimente sângeroase. Da, era foarte periculos, dar de ce nu mi-a fost să anume locul acesta? Fiindcă dacă era mai aproape de piața mare a Naționale, cum spunea înainte Victorie Biruinții, sigur i puteau să fac lucrul ăsta. Dar prea mare, noi am ales distanța asta de prea lungă, că adică ei trebuia să parcurgă o distanță mult mai lungă și să meargă peste sute zeci de mii de oameni, este foarte complicat. Deci ceea ce am gândit noi a fost uh, corect. Uh, și aici uh cred că asta a fost norocul că ei nu au folosit, n vărsat sânge. Că noi am ales tactic, corect, locul de unde trebuie blocate aceste tancuri. Și oamenii au ieșit cu flori albe în fața blindului. Și a fost gândit, da, cu flori, adică mulțumim, florile și acasă. Cum era atunci sloganul acela, Cemadan, Vaxal, Rasia. Ne-a reușit, i-am oprit. Mai departe, lumea a de acum spre piață și, pe urmă, cineva ne-a transmis că, și grosul cu comanda a plecat de la tribună. Zic atunci și tot ok, gata, s-a terminat deci... parada. N-au mai ținut discursuri triumfaliste nu, despre procesul nu, 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 no, nu. au plecat. Eu vreau să spun că n-am fost membru de partid, nu-l cunosc, o singură dată am fost în vizită cu domnul Șălaru la dom. Gros, când ne a propus să bem câte o cafenea, ah. Să <laughs> În loc de cafea, o cafenea, da, în loc cafenea, zis că o cafenea. Cred că prima dată vor fi în limba română, atunci. Se vede că, totuși, chiar dacă era comunist, dar undeva avea o inimă. El nu, nu, vrea, nu vrea să nici Vedeți că la noi, noi unii și care dacă o să vorbim și de 10 noiembrie și au mai fost și alte situații în care la noi nu s-a întâmplat să se plată în Bacu, în Belisi și în Vilnius. Și asta depinde de conducerea care era în acea perioadă. Deci asta este, vrem nu vrem, trebuie să lumea să cunoască adevărul ăsta, că asta nu că au renunțat poli miliția de atunci sau ostașii. Asta a fost ordinul, deci de sus, așa încât să nu fie vărsări de sânge. Dar au fost arestări în acea zi de 7 noiembrie? Uh, au fost uh, unii, îmi pare, crețenuți pentru ce s-a pichetat pe data de 10 uh, Ministerul de Intern de ziua miliției sovietice ce s-a întâmplat pe 10 noiembrie 89 în fața Ministerului de Interne? Noi uh, ne pregăteam de ședința Consiliului de Ministri, condusă de Ivan Kalin. Ivan Kalin uh, cu ordinea de zi, scoate Frontul Popular uh, în afara legii pentru blocarea tankurilor uh, de în ziua de 7 noiembrie. Între timp, uh, M-a spus că erau unii oameni care, uh, câteodată, vreau să fie mai activi decât uh, o, o acțiune organizată, bine gândită, așa, la, spontan. Și în, uh, la Ștefan cel Mare s-au hotărât uh, să ducă să picheteze ministerul de Interne de ziua miliției sovietice. Noi nu știam de asta. Nu, ne ocupam, cum am zis, și eram la guvern, de la guvernul de astăzi. Și în timpul ședinței observam că tot Voronin ducea și îi spunea ceva localin. Până când într-o clipă Calin i-a zis lui Voronin, ca să auzim noi toți, duște la Mureș și vezi ce e acolo în fața ministerului. Și atunci Voronin zice, Gimpu, mergi cu mine. Și am mers, am întrebat pe din spate, sigur că în stradă de -am, era plin, era bulevardul plin. v am zis cam ce oră era? Era în prima jumătate Era după 18 -a. undeva de acum, da. Și mi-amintesc că deja acțiunile erau, au loc din ambele părți. Li, miliția a atacat protestatari și protestarii deja împroșcau cu pietre în clădire, fiindcă Leonid Alare mi-am mintesc că deschide ziceamă ca să vorbesc eu spătoles lumea și eu îi zic că Domnul nu încercați că aici a, lumea știe știi cine e clădirea asta, <gântul> Ei, a și a început să adreseze și au început să vină pietre în direcția unei ralele, de la și eu cu Iri Roșca am luat un scaun și-l săniem ambii din părțile respective ca să nu lovească în față cu pietre. Era să deja. Dar asta a fost cum? Reșind din faptul că, ridicând pe scări, Jucu, vicele lui voroni, a zis că dați în voi să-mi și Vorone a zis că, da voi, a zis că uh, pleacă de aici că primul glonti sau cum uh, care va ieși din clădirea să va ieși în capul tău aici eu sunt ministrul, nu tu, adică a fost o situație în care sigur s-a dorit vărsări de sânge. S-a dorit vărsări de sânge, Moscova a dorit și Voronă a refuzat. De deci ce așa au sunat pe Dobre ca președinte sovietului Orșănesc, Vladimir Dobrea care eu am vorbit cu dumnealui după asta și au zis că pe dumnealui și eu zic spre ea acțiuni acțiunile este de protest și să conducă și dacă trebuie să folosească armă. Și el a zis, scuzați vă rog, eu armă? nici într-un caz, eu am cu toate alte atribuții. Adică Moscova a vrut vărsări de sânge și, și posibil că e legat de, de proiectul ăsta ca să îl pe grosul și pe cale. Pentru că eu am mai am fost în comisia format prin decretul lui Mircea Sim, președinte de Sovietul Suprem și am mai studiat, analizat niște lucruri. Și ca acolo chipurile, un tânăr a aruncat nu știu ce, un pachet și după aceasta toată poliția a donat acolo și omorul uh, ăsta cum îi zice și tot ceilalți, adică după acțiunea asta. Nu este adevărat. Eu am vorbit cu fiecare aproape vânzător din magazin de vis, -vis de vis minister și toți au spus că uh, fără niciun motiv uh, miliția a început să bat protestatarii. Deci violențele în fața Ministerului au început din cauza miliției. Da, și eu bănuiesc asta la comanda lui Jukov pentru că el era din asfaltate rusă și după ce am blocat noi parada, ei erau gata să ne gătuie pe noi. Vă dați seama ce lovituri au primit ei. De ce le spune ăștia? Pentru prima oară din 1944, băștinașii blochează, nu permit ocupanților să marcheze revoluția din Cine ne este până aici, noi sau ei? Și de, 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 de ce Și când băteau uh, milțienii, uh, erau cei mai activi, ăștia vorbitori de limba rusă uh, le li spunea, a, nu vă place Rusia, vă rătăm cine Rusia. Adică aici a fost uh, la comanda lui Zhukov. Cum ați calmat spiritele? Uh, Ne-am înțeles așa Voronin, că el dă ordin și retrage miliția din de afară din fața ministerului, dar eu ies și vorbesc cu lumea din piață să se retragă spre teatru de, de, atunci era Pușkin, Mihai Minescu de azi. Și așa, așa am făcut. am ieșit, -a explicat, gata, zic ne-am înțeles cu din vorun, terminăm până aici, nu se mai poate, oameni buni zic pre, pre de acu și mașina arsă și ferestrele stricate, zic uh, uh, cum a zis Lucinski odată, că nu trebuie de, de rămas clădirea Comitetului Central, că asta trebuia să mai târziu. <laughs> Așa că nu are nicio vină. Așa și eu am zis, <laughs> clădirea e clădire, ea se să și după. Și am convins, am retras pe... Aproape chiar în fața teatrului de atunci Pușkin. Și mergând de-am spre vedem mai departe și facem. Și cum aud niște pași și, și mă sunt. Zdup. Zdup, zdup, poc, poc, poc. Da, am căzut la pământ, nu mai țin cum o lua salvarea, m-am dus e, la oara 3, mă la Colonia, să la colonia, și când vin acasă, soția mă hrănește, îi postez cum s-a întâmplat și e când ridic cam așa de noapte și mi-era de trei bastoane. <laughs> mergând, mergând, pe strada Bolivatul Ștefa cel Mare, la, spre autobuz, care era la Colonia de stația aici, la strada Tighina. și asta și-i dovadă că, că... Adică miliția înrăită lovea în stânga și în dreapta. Stânga și dreapta. Asta și-i dovadă că n-au nicio vină. Păi dacă tu cineva aruncat, te duci al ieși al lui și, și, și dai înăuntru. Sau la urmă ormi nu iai o acțiune de a vărsa sânge și a lovi lumea dacă un e bun aruncat o piatră. Nu? Deci înseamnă că fost provocarea asta, a fost ca să aibă motiv, ei s ataci, îl trebuie ceva. Și după, după, aceasta, sigur că am înțeles că s-a vrut un Bacu, un Vinu sau un Tbilisi noi, dar iată, nici, do, nici Voronici, nici Dobre n-au vrut vârșeți să asta, demonstrează că totuși în comparație cu comuniștii din alte republici, noi totuși au fost mai organizați și prin colectiv adunările cele împotriva limbii, că nu trebuie limba română, limba oficială și trece la grafia latină. Dar violența așa mare... N-au trecut anumite linii. Chiar rău. și în momente chei la noi, de, deci noi am evitat acest vărsări de sânge. Pe 16 noiembrie 89 Moscova, îl schimbă pe Simeon Grosu, îl înlocuiește pe Simeon Grosu, secretarul Comitetului Central al Partidului Comunist, cu Petru Lucinski. Și aș să, discutăm discuta după asta că asta a fost e, organizat pentru ca să-l poată demite pe Grosu și pe Simeon Grosu și pe Ivan Calen din funcție. Adică acel protest a fost organizat? A fost pregătit, da. da. <laughs> Încep, mi amintesc că Lucinski când a venit prim secretar, ne-a propus nou cu Front Popular, împreună cu Partidul Comunist, să formăm Forumul Democratic. <laughs> da, era așa acolo, că când mi-am niște lucruri și m-am înflăresc cum? Eu, noi, Front Popular, să ne unim cu Partidul Comunist? Adică și ei sunt pentru democrație, și ei sunt pentru limbi și alfabet. Dar știți care e politica? să ne unim și să ne conducă. Forum Democratic format din de Front Popular și Partid Comunist. Dat seama. Ce se întâmpla la Chișinău în zilele puciului de la Moscova? Eram în Chișinău. Era vară, era vacanță, era plecați și domnul Mușanu, și domnul Snegur. În concediu erau. Concediu, da cu greu s-au adunat spre seară și spre seară a, fost, a avut loc ședința comună a prezidiului Sovietului, Parlamentului și a Guvernului, Ședință comună. Și acolo se discuta ce facem. Eu mi-am că am propus să urmăm uh, sfatul lui Lenin când era vorba cu Revoluția, ci să ocupe televiziunea, telegraful și eu țin mint că am propus să chemăm lumea să apărăm parlamentul, televiziunea și guvernul ceva de felul ăsta. Și am fost criticat că zică, ce să cu bezi de răsărită să apărăm noi. Zic, eu vă chem cu cap să apărăm, nu cu bezi de Că una să mergi cu tang peste câteva sute de polițiști, că noi nu aveam rămat atunci, și alta să mergi peste sute de mii de oameni. Eu lasă vă chem. Și totuși greu a fost, abia la miez de noapte, la trei de noapte, e, Snegru a ieșit la radio și a vorbit. I-am propus domnului Mircea Snegur să pe cineva la București ca în caz de schimbare situației un fel de, să avem de, guvern. de guvern în exil. Da, și l-a trimis pe domnul Cadârc și pe domnul Țiu. Asta la propunerea mea. Domnul Snegur a luat decizia asta. frontiștii, eram, cum spunem, în picioare, la luptă, ca întotdeauna. Aici, sigur că erau unii care așteptau să vadă ce o să întâmple, de deci, ce și n-am uh, luat, uh, nu, a au fost luate decizii în care să fie clar poziția Chișinăului. Și mai abia a după ce am învins Ielțin, a fost invitat o mașină, s-a urcat pe mașină și noi am învins, noi am învins, noi am biruit, noi... Dar frica a fost atunci la comuniști, comuniștii nu știu ce să facă. Era o situație periculoasă? Clar că era periculoasă. Păi dacă ăștia luați putere, în au pe Gorbaciov și mai el țin, Noi trebuie să ne duci să punem flori sau să un, dăm un, un trandafir lui Elțin acolo, fiindcă dacă nu era Elțin, gata, un să pus și ar fi reușit. Și aici nu avem mare noroc că nu de Elțin. Au fost apărate câteva instituții importante, inclusiv televiziune în acele zile de puci la Chișinău. S-au adunat oameni, mai auzeam din mărturire unor participanți că la televiziune, de exemplu, oamenii aveau pregătit și cocktail Molotov în caz de intervenție din partea. Da, formată. era, era. Asta era, nu pe linie oficială, asta pe linia da. noastră, Front Popular. Da, nu am acționat. Am organizat astfel de acțiuni, fiindcă conducerea de atunci. O, la început era în, în, în o situație de, hai să spunem, mai diplomatică și nu știa ce să fac. Era dar, derutată. Derutată. De pe care măsură, sigur că îi cunoșteau ce înseamnă KGB-ul și ce înseamnă pediapsa celor care au trădat interesele lor. Deci ești, poate o perioadă o aștepta să vadă cum o să termine ce o să se întâmple la Moscova. Domnule președinte, și ultima întrebare. Rusia imperială. Ne-a vrut vreodată binele nouă românilor moldoveni din acest spațiu al românității? Nu, trebuie să fim naivi ca să credem în această poveste. În primul rând să luăm chiar vorba lor. Când i-au eliberat. Când ne eliberezi, ce faci? el vrea să-și plece. Păi dacă n-au plecat, păi înseamnă că vorba lor e goală, e minciună. Cine crede că cu rușii ne va fi mai bine, da? Să ducă în Transnistria. Iată, avem 33 de ani de când a murit Uniunea Sovietică. Și ei s-au declarat independenți cu toate că e teritoriul nostru, dar însă sunt Moscovei. Și ei, cum să-l spuneți cu Rusia, Rusia, da? Să duc și să vadă cum s a dezvoltat casele cetățenilor, de acolo și de aici, cum s a dezvoltat uh, infrastructura, drumul, clădirile de acolo, tot absolut. Și atunci o să vedem ce o să spună. Să nu stea aici, în Chișinău sau în Europa, unii foarte bine și să spună că cu Rusia e mai bine. Deci trebuie să ducă sau în Rusia, că eu am să spun, când mergeam la fratele, da, odată zic bă, tă -tă, totuși să intru eu într-o casă de-asta să văd cum trăiesc că ne-au liberat pe noi, că spun eu, că ne o pinci totul, eu. eram goi, cum s-ar spune, și mă duc la o casă, așa, tot satul era acasă, cum era acasă aia la animale care ținea părinții mei, vacă, cum zice la țară, pat la ușă, nu s-a aude nimic. Mai bat, nimic nu se aude. Deschid ușa în față, era o masă cu câteva scaune, stângă un pat sau două, dar în dreapta nu vedeam, s-a deschis ușa în dreapta. Și când fac un pas, am înțeles că nu nimeni în casa ce pot liber să, să fac un pas, când fac un pas, după ușă, era un gărducean, un porc, o capră și câteva găini și un coș. Și am zis, Doamne, dacă ăștia ne-au liberat pe noi, mă ierte Dumnezeu, da. Încă așa ceva la noi, că să trăim împreună cu animale și cu păsările, încă n-am văzut. Război din Ucraina, zis. Acolo sunt frații lor, sunt frații de sânge. Pentru ca să ia din nou Ucraina în componența Rusiei, au război războiul să frăstricită și moară și distruge tot și om și casă și tot absolut. Apoi cum adică unii bine -le -i să -i care el vrea? Sau oră, hai să luăm, dacă să luăm război din 2008 împotriva Georgiei, 92 la noi, când au venit, de ce au venit în pe noi? Unii bine le că care vorbesc că rușii ne vrea bine și vrem care, mă, sau în 30 de ani. Ce avem noi în acești 33 de ani din partea celor care ne vor bine? Concret, un metru pătrat de drum construit, de o clădire, un gard făcut. Și ce avem de la Uniunea Europeană la care trebuie să aderăm? La civilizație. Acolo, într-adevăr, îți vor bine. Acolo unde, din două miliarde, dacă s-o când se întâmplă ajutoare, din două miliarde de euro, când s-o aproape un miliard de pomană. Iată ăștia, da, ne vor Și că Iertați să-mi fi îndrăzneala, deși și v-am spus eu, dar acest popor îmi pare că binele lor e doar ocupație, război, moarte, violare și tot de la oaltă. Și de fapt demonstrat prin susținerea lui Putin împotriva fraselor lor din Ucraina. Fiindcă acolo majoritatea, dacă ne uităm la sondaje, deci susțin politica lui Putin de a ucraineni, ucrainienii și că să nu, nu există așa națiuni, nu există așa etnic, nu există așa stat și așa mai departe. Iată care e binele lor. Așa că aici, binele este acolo unde omul te ajută dacă e nevoie și să duci duce la casa lui. Dar nu rămâne și se impune limba lui, cultura lui, toate absolut. să nu e bine. Asta e distrugere mai mult decât bine. Rău. Iar noi ne vom salva revenind la românism. Da, este sunt de aur a fratelor Gheorghe, ne vom salva doar revenind la românism și realizând între reîntregirea neamului românesc. E... Și mai este o vorbă, eu am să mor, Mihai, dar tu să nu uiți, te rog, cât mai departe de ruși, cu atât mai bine de noi. Domnule președinte, vă mulțumesc foarte mult pentru acest dialog. Doamnelor, domnilor, domnilor voastre, vă mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Noi ne revedem deja săptămâna viitoare. Până atunci, toate bune!